Doamnelor și domnilor, la știrile Bucovina TV, în platou alături de mine, se află invitatul nostru permanent, jurnalistul Mihai Chira. Bine ai venit, Mihai! Bine te-a regăsit, Angela! Este luni, începem o săptămână grea, spun eu, și decisivă pentru viitorul țării. Decisivă, da, cred că ai dreptate. Da, cred că ai dreptate pentru că, dintr-un anumit punct de vedere, dar ai dreptate. Din alte puncte de vedere, e meciul lor, e distracția lor, e bătaia lor de joc, la urma urmei, față de noi, față de români, pentru că chiar asta se dă momentul de față, dar plata toți o vom face într-un fel sau altul. Citeam zilele acestea tot felul de materiale și în special comentarii în legătură cu această absolut premieră absolută în materie de politică românească și nu am văzut niciun comentariu pozitiv la adresa acestei atitudini pe care în momentul de față liderii PSD la nivel central o au față de propriul lor guvern. Să pui o moțiune de cenzură pentru că nu-ți mai place ce hotărăște premierul tău e ciudat în condițiile în care până atunci premierul și miniștrii erau absolut admirabili. Și mai este o chestiune, nu se cheamă moțiune de cenzură, se cheamă moțiune de autocenzură în momentul de față. S-a mai întâmplat, dacă mai ții tu minte povestea aceasta, odată cu Radu Vasile, premierul Radu Vasile, care nu se dădea dus de la Palatul Victoria, pe vremea respectivă era și el premier, dar el o făcea pentru că era filozof și era poet. Domnul Ghideanu face cu, cum să zic eu, cu foarte multă știință și cu, cum să zic eu, cu abnegația, așa, știe exact ce are de făcut. În momentul de față este clar că PSD-ul este rupt, numai cine nu vrea să recunoască și să vadă lucrul acesta nu o vede. Cu toate că majoritatea filialelor din țară susțin și tare că da, nu, domnul Dragnea zice bine, domnul Dragnea, da, eu vreau să-ți spun, să adresezi o întrebare. Ce se va întâmpla după momentul în care guvernul pică? Trece joi moțiunea de cenzură, da, miercuri trece moțiunea de cenzură. Ce se va întâmpla după acest moment? În ce zonă a haosului politic ne vom afla noi? Pentru că este extrem de important de ce faci asta și pentru ce o faci. Că, la urmă, dacă tragi linia și spui, băi, e foarte bun așa, e pozitiv pentru țară, e pozitiv pentru partid, în regulă. Dar dacă nu, și te întreb, ce se va întâmpla după ziua de joi? Unde ne vom situa noi ca țară? Eu îți propun să vorbim exact pe fapte concrete după ziua de miercuri, când vom vedea desnudământul acestei povești. Corect, dar și totuși, hai să vedem ce se întâmplă, pentru că variantele sunt prea puține. Se poate întâmpla să pice moțiunea și atunci îți dai seama că ceva nu e în regulă, ceva se împute acolo și pute rău de tot la PSD și dacă nu trece, dacă trece, te întrebi, bun, va putea domnul Dragnea să fie premier, cum își dorește domnia sa? Nu va putea să fie domnul Dragnea premier. Pe cine va pune el în viitorul guvern? Pe vreunul din actualii miniștri pe care i-a dat jos prin această moțiune de cenzură? Te întreb și tu, bă, da, e ok? Dacă e atât de catastrofal actualul guvern, pentru că nu se pune moțiune de cenzură împotriva premierului, se pune față de tot guvernul. De ce ai făcut-o acum? De ce mai vrei tu să mergi cu niște flăcăi, cu niște doamne, cu niște domni într-un nou guvern, ca să ce? Ca să-ți mai dea românii sau să-ți dea parlamentul încă un vot de încredere ca să o mai dai odată cu ăștia în gard? Adică deja ai pierdut jumate de an, deja anul, din punct de vedere financiar, e dezastru, n-am atras niciun fond european, n-avem niciun ban pe PNDL, nu s-a afișat absolut niciun proiect, nu știm nimic. Este luna iunie, Angela, este luna iunie, și noi în sfârșit, în data lunii iunie, și noi încă nu știm nimic. Și toată lumea se bate cu bumul în piept, ăla că a adus miliardul, ăla că a adus 2 miliarde, ăla că 10 miliarde. Mă, da, banii n-au venit. Că ori veni, că să vedeți, că mai așteptați, că iau alte preocupări, nu știu dacă se sesizez. Noi stăm cu foamea la gât, dar românul stă cu foamea în gât, se așteaptă să vadă, băi, dar cu promisiunile alea ce ați făcut, v-am votat. Și iau timp de niște, cum să zic eu, cum le consideră ei, pentru că sunt cu totul altceva, reglaje fine, așa le consideră, mai facem o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, te întreb, băi, copiii ăștia sunt la o școală de vară și încearcă niște simulări sau ei chiar guvernează țara asta? A, nu, noi așa facem, noi chiar așa guvernăm. Deci voi așa guvernați. Wow. Angela, deci în momentul ăla cu wow, măi copii, pe bune? Da,
Noi așa facem în România. Și ce să cu voianul ăsta? Păi din ianuarie o ținem tot într-un protest, hashtag rezist, așa, bun, și după protestul ăsta ce s-a întâmplat? Nimic. După ianuarie ce ați mai făcut? Păi prin martie ne-am dat-o tot într-o petrecanie, chiar era poș, și după aia am dat-o în Sfintele Sărbători de Paște și acum ce facem? Acum ne-am mai gândit noi să ne picăm propriul guvern. Wow, bun, bun, bun România, bun, continuați. Vreți ceva, aveți nevoie de ceva bani de la Uniunea Europeană? Pentru chestia asta nu vă trebuie. Nu. Deci eu spun cinstit, am stat, am analizat comentariile, le-am văzut, stânga, dreapta, ce au vrut să zic. Bun, acum, cei de pe dreapta, îți dai seama, bagă bățul prin gard și tot strânesc, dar eu vreau foarte serios. Măcar Marea Britanie a zis, bă, vrem în afara Uniunii Europene. Noi nici măcar nu suntem în Uniunea Europeană. La cum ne duce PSD-ul și spre ce zonă ne duce și la cum am văzut că reacționează PSD-iștii în teritoriu, zic, băi, wow, wow, ceva nu e în regulă la voi, lămuriți-vă, lămuriți-vă cu infractorul, da? Cu domnul Dragnea, că știe, e condamnat, e infractor, cu acte în regulă, este ok, băi, lămuriți-vă cu infractorul ce vreți, unde vreți și pe unde vreți să mergeți. Și așa eram de tot râsul curcilor, aveam președintele Camerei Deputaților, era un băiat condamnat, da? Penal, cu suspendare, pentru nu contează ce. Dar e condamnat, da? Era cât pe ce să-l băgăm și premier, da? Nu am putut, am rezolvat-o acolo. Păi ce facem? Până unde ne ducem? Pentru că noi vrem, ce zice domnul Dragnea, e sfânt pentru noi. Ok, dacă voi credeți că pentru asta ați fost votați și voi aveți acolo în spatele decizii pe care o luați, votul românilor de felul ăsta, absolut în regulă. Dacă nu, băieți, eu zic că e momentul să vă revizuiți puțin comportamentul, pentru că nu e în regulă ce se întâmplă. Nu e în regulă. Absolut deloc nu e în regulă. Așa cum ai menționat și tu, cel mai mult au de suferit locuitorii acestei țări, practic, românii de pretutindeni. Păi și normal că, îți dai seama, Angela, lucrurile sunt complicate. Tot guvernul este blocat în momentul de față. Tot ce ai proiecte, îți dai seama, toți opresc în momentul de față. Băi, ce facem? Bă, hai să mergem să investim în România. Ușor, că nu-i de investit acolo. De ce? Acolo nu-i bună treaba. Uite ce a apărut azi pe piață. Uite ce a apărut de la gura, nu știu cui, bârgăului, gurdăului. A fost o ședință ADN-ului și au apărut tot felul de stenograme, tot felul de interviuri, tot felul de povești cu doamna Chiove și care... nici nu vreau să comentez, adică să spun cuvântul ăla, pentru că este absolut halucinant ce văd acolo. I-am văzut pe cei de la DNA astăzi cum fac plângere penală pentru postul ăla de televiziune care a dat acele înregistrări, că ar fi niște juxtapuneri, că să vezi. Dar ei când făceau juxtapuneri de astea, DNA-ul nu i-a dat nimeni judecată, nu au plătit pentru nimic, nu? Că știi că le-au desființat niște stenograme de genul ăsta. E ciudat ce se întâmplă și e foarte, foarte, foarte trist. Dar, la un moment, știi cum? Poate că ne merităm soarta, Angela. Poate că ne merităm soarta. Zic și eu, poate greșesc. Poate că ai dreptate. Dar sunt și lucruri bune săptămâna asta? De ce spuneai că o săptămână grea? Că numai din perspectiva moțiunii? Da, începusem cu săptămâna grea, însă... Cum ți-am spus și la început, o să vorbim despre această moțiune de cenzură sau autocenzură, cum ai numit-o tu, miercuri, mai multe detalii atunci, da. Să vedem parcursul ei. Acum aș vrea să trecem la un alt subiect și să vorbim despre deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, care a câștigat alegerile pentru funcția de vicepreședinte regional al PNL pentru regiunea Nord-Est, obținând 76% din voturi, un procentaj foarte bun din punctul meu de vedere. Consider că deputatul Ioan Balan are suficientă experiență pentru această funcție, cum vezi tu lucrurile? Este totuși, dacă nu mă înșel, la a treia nominalizare și câștigare a funcției. Domnul Balan este unul dintre cei care a coordonat multe din umbră, multe campanii electorale ale PDL-ului. Domnul Ioan Balan, domnul deputat Ioan Balan, a fost, de fapt, mâna dreaptă, din foarte multe puncte de vedere, a domnului Vasile Blaga, fostul lider național al PDL. Domnul Balan s-a luptat cu multe personalități grele ale momentului și domnul Balan, mi-aduc aminte că a reușit să facă în așa fel încât ultimele alegeri ale PDL-ului să fie cât de cât rezonabile la modul alegerii interne ale PDL-ului și mai ales că a fost vorba atunci când candida Elena Udrea împotriva domnului Vasile Blaga. Domnul Balan are puțină experiență, ca să nu zic foarte multă experiență. Și e clar că funcția asta de vicepreședinte e o funcție pe care și-a câștigat-o de-a lungul timpului. Acum, eu aș vrea să fac un singur comentariu. Domnului Ioan Balan îi trebuia această funcție? Dacă domnului Balan îi trebuia această funcție, ok. Dacă nu îi trebuia domnului Balan această funcție și o face doar așa de pamplezir, s-ar putea să fie trist pentru Suceava. Pentru că Suceava chiar nu va avea nimic de spus la nivel central. Dacă, în schimb, domnul Balan
își propune ceva, are un proiect politic de viitor consistent, serios, e un lucru bun pentru domnia sa și un lucru bun pentru Suceava, pentru că în ultima perioadă, dacă ai sesizat, domnul Gheorghe Flutur a făcut mulți, mulți pași în spate în privința leadership-ului la nivelul organizației naționale, organizației centrale, și singurul care a avut curaj să zică vreau, știu și pot, da, ca să parafrazăm, a fost domnul Bălan. A fost singurul care a spus, mă, eu merg pe mâna lui Ludovic Orban. Gheorghe Flutur la Suceava o dădea când aici, când aici, noi suntem independenți, ca miresele alea, știi, care tot, dar Dumnezeu știe ce e în spate, știi? Cam așa a fost. Domnul Bălan și-a asumat din prima, a dat dovadă de bărbăție politică. Să vedem acum cu ce va ajuta Suceava de aici înainte. E clar că, dintr-un punct de vedere, pentru domnia sa, această funcție însemna o reconfirmare la nivel național și o repoziționare pe harta PNL Suceava, o harta dominată de tandemul Ion Lungu Gheorghe Flutur. În momentul de față, din punctul meu de vedere, Gheorghe Flutur a făcut mai mult de doi pași în spate și locul domniei sale este luat de domnul Ion Bălan. La nivel județean, cred că domnul Bălan este viitorul organizației la PNL Suceava. Părerea mea, deocamdată, așa se prefigurează. Să vedem acum cum își va gestiona domnul Bălan această funcție pe care a obținut-o și dacă, într-adevăr, există ceva de obținut pe termen mediu și lung pentru Suceava. Noi spunem felicitări deputatului Ion Bălan. Da, e de felicitat. A luptat și a asumat, a luptat, a câștigat. Felicitări. Și urăm mult succes în noua funcție. Atât pentru astăzi, Mihai. Ne revedem mâine cu drag, voi fi alte aici. Subiecte de actualitate. Continuăm știrile. Comuna Cornulunci a cunoscut o adevărată dezvoltare în ultimii ani. Primarul comunei Gheorghe Fron își dorește să aducă localitatea la nivelul orașelor Uniunii Europene. Zeci de proiecte se află în derurale în comună, de la canalizare, drumuri, școli, până la parcuri, restaurante și parcări.